Preoții care ar fi furat moaște din Grecia vor rămâne fără sutană, până când situația lor va fi tranșată de magistrați în sala de judecată. Cei trei au ieșit din închisoare prin cauțiune, urmând să dea explicații în fața consistoriului. Biserica Ortodoxă Română i-a suspendat un an, ceea ce înseamnă că în următoarele 12 luni le este interzis să slujească și să administreze bunurile bisericii. Marius Borhidan, Emanuel Oros și Daniel Popa au o imagine pozitivă în rândul oamenilor. Aceștia din urmă nu îi găsesc vinovați, spunând că nu ar fi capabili de faptele de care sunt acuzați. Mai mult au făcut declarații la unison că li s-a făcut o înscenare și că nu ei sunt cei care ar fi săvârșit oribila faptă.